Bună dimineața! Ne auzim? Noi da. Neața! Noi nu te auzim încă, dar sperăm ca tu să ne auzi și să sperăm că putem vorbi. Neața, ne auzim? Bună dimineața, nu-i nimic, Bianca. o să refacem legătura, pentru că până la urmă ea este în măsură, dar și Aliuță, așadar, dacă dorește să ne ofere un trip la replică, este invitatul nostru, oricând poate să intre în direct la noi la Star Matinal. Acum întrebarea este și cât de veche era acea declarație pe care ați arătat-o aici, acel interviu, că poate s-au schimbat reperele la el în familie, poate. Nu-ți imagina că a fost acum 10 ani. Nu. E relativ curând. Da. Relativ curând. Poate s-a întâmplat ceva, poate nu se mai înțeleg cei doi sus foarte bine, poate momentul unei schimbări, chiar trebuie să aflăm. Adică hai să chiar ar trebui să intre să... Îi spunem din nou bună dimineața, bună Bianca, ne auzim. Da, bună dimineața. Bună. Perfect, Neața, și îți mulțumim tare mult pentru că ai acceptat să vorbești astăzi cu noi. Acum îți imaginez că noi și o țară întreagă suntem absolut șocați atunci când am intrat pe spanius.ro, acolo unde cei de acasă pot intra chiar acum. Vedem niște imagini, nu știu, destul de șocante între tine și Marian Aliuță, fostul fotbalist. Tu ești cea mai în măsură să ne explici care a fost motivul întâlnirii voastre și ce relație este între voi doi. Da, nu vreau să comentez momentan. Voi fi diseară în platou undeva, nu spun unde. Și am să povestesc. Acum nu mă simt bine, sunt la o clinică, am făcut niște perfuzii și na. Nu prea pot să vorbesc așa, să dau detalii la ora asta. Bianca, ai fost și tu surprinsă odată ce ai văzut aceste imagini? Nu te-ai fi așteptat să fii surprinsă? Păi în tocmai, dacă ți-ai spus că sunt la o clinică și mi-am pus niște perfuzii, îți dai seama cum mă simt, nu? Din acest motiv ai ajuns la spital? Da. Știm că nu te simți deloc bine, nu vreau să mă gândesc cum se simte Aliuță în aceste momente sau soția, dar uite, nu vrem să te reținem foarte mult. Diseară la Showbiz Report, la emisiunea Showbiz Report pe care o prezintă Andrei Ștefănescu împreună cu Majda, cei de acasă vor afla mai multe și acolo vei avea ocazia să explici mai multe. Până atunci mai sunt destul de multe ore. Lămurește-ne și pe noi, dă-ne câteva amănunte, pentru că foarte multă lume se întreabă ce se întâmplă între voi doi, dacă este ceva între voi doi și... Nu știu, de cât timp vă cunoașteți? Hai să începem cu începutul. Nu, de aceea spun că nu vreau să comentez. Suntem prieteni foarte buni. Așa și cam atât. Și imaginele vorbesc. Suntem prieteni foarte buni, atât. Acum, fără supărare, uite ce spuneai tu mai devreme. Da, Bianca, uite, eu am venit, spre exemplu, cu un alt scenariu și m-am gândit că voi sunteți prieteni. Bine, foarte mulți sunteți prieteni la un salut sau la un adio, se pupă pe buze, adică cel puțin... Da, eu așa fac cu prietenii mei. Uite, cu toți prietenii tăi? Eu sunt mai nebună, așa, mai vulcanică, mai periculoasă și așa fac eu cu prietenii mei. Să schimbăm noi placa. I-am mai mulți prieteni, de ce se vorbim? Ce-ai zis? Nu am spus eu într-o seară în emisiune că 20-20 când vreau eu, cu cine vreau eu, la ce oră vreau eu. Au auzit și paparații, nu doar noi, ce să vedem. Au auzit și paparații spanius.ro. Bun, sunteți prieteni foarte buni. Să presupunem că așa considerați voi, tu, el, alte normal persoane. Da. Ce s-a întâmplat în acele multe ore cât el a stat la tine? Dar... Și de ce te-ai schimbat între timp? E, de ce? Păi, parcă nu știi de ce mi-a fost rău, m-am murdărit. Te-ai murdărit? Am mâncat și mi-a fost rău și m-am murdărit, exact cum ați spus voi mai devreme. Și iată, uite, așa a trebuit să... Deci scenariul pe care l-am spus eu este perfect. Da, sigur că da. Am este lecinat un scenariu, totuși. Stai, fata, un pic, a stat o grămadă de ore. Ce ați făcut voi la tine în apartament? Ai gătit? Ați luat cina? Nu, am comandat ceva mâncare. Nu, cum știu să gătesc, dar nu gătesc, pentru că îmi place să fiu servită. Am înțeles. Bun. Cine a plătit nota? E, păi, femeile nu plătesc. Femeile nu plătesc, că țin 1000 de euro în buzunar, nu-i așa? Tradiția e tradiție. Logic, că femeile nu plătesc. O femeie care se respectă, Bianca, nu are cum să plătesc. Bianca, am o întrebare. Ați mâncat la masă? Da. Cum se combină, da, nu? Dima mănâncă cu prietenele lui cele mai bune în pat, de asta te întreabă. Totdeauna. Nu, nu m-am pus în pat, am mâncat la unul. Bun, de ce ați ales să mergeți acasă la tine? De ce nu ați ales să mergeți la o terasă? Că doar vorba aia, acum avem voie, mai ales două persoane, prieteni. Hai să spun ceva, oficial m-am mutat în București din nou.
Cum? Oficial. M-am mutat din nou în București. Și de ce ai ales să mergi la tine la apartament? Asta întrebasem. Păi nu, aici eram la un hotel, draga mea. De ce la un hotel? De ce nu la o terasă? De păi ce am nu... criat un hotel, să fie pe opulență și pe lux. Un hotel. Nu, deci am stat în acest hotel două săptămâni, dar pentru că îmi place să cheltui bani, astăzi mă mut în alt hotel mult mai tare și acolo voi sta definitiv, până mă voi plăti. Cauza pe noastră, în fiecare zi se mută într-un alt hotel. Așa da. Ceva? Să ne dai și nouă adresa la final. Ca să... Eu am vrut să-mi zic să ne dai și nouă bani. Ce am eu cu adresa? Bun, și să înțelegem că acum, de când ai venit în București și spui că ai de gând în fiecare zi să mergi la câte un hotel, ai de gând să comanzi în fiecare seară? Cu da, da, sau da, 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 da. Da? Măi, biencuța. Dar uite, de ce, de exemplu, nu a venit cu soția? Nu-i treaba mea. Ce știi treaba care? Mea? Dar tu știi, nu, de existența soției? Serios acum, lăsând gluma deoparte. Biencuța, nu știam, auzi? Nu știam. Și ce-ați mâncat? Ce-ați mâncat? Sunt curios. Păi am mâncat hoici, creveți, calamari, nu am mai mâncat, tată de roșii. Afrodisiace. Nu, dar pe bune, cum pot să arăt 86, 60, 90? Trebuie să mănânc sănătos. S-a lăsat cu spumant? Nu. Nu. De la apariția acestor imagini pe spanius.ro, credeți-mă, trebuie să intrați să le vedeți. Ai luat legătura cu el? Te-a sunat? Nu, suntem prieteni. Nu-l deranjez, nu mă deranjează. Nu? N-ați luat legătura? N-ați vorbit? Nu, suntem prieteni, atât. De ce să vorbim? Nu vorbesc mereu cu prietenii mei, vorbesc când am eu chef. Nici eu, doar îi pup. Eu, uite, în bot, cum se zice la București, te pup în bot. Vai de mine, Biencuța, deci m-ai lăsat lat aici, n-ai cum așa ceva. Bun, și da. Ați mâncat? Cum ați mâncat? Cum mănâncă Aliuță? Dă-ne, fată, și nu un detaliu ceva, că leșin aici, mă prelim pe canapea. Este un domn, deci este un domn de 1000 de stele, tot respectul pentru el. Îl respect foarte mult, da, îmi pare foarte rău pentru ceea ce văd. Îmi pare foarte rău că trebuie să comentez aceste imagini, dar eu cum lucrez la voi, la Antena 1 și la Antena Star de 4 ani, am contract, mașina mă ia în fiecare zi, am filmări, voi știați unde stau, paparații tot știau și mi-am luat tot țeapa, aia e, nu e vina mea, asta e problema, că chiar mă simt penibil când văd treaba asta. Te înțeleg și eu și Beyoncé, crede-mă, de asemenea, tocmai ce a semnat contractul și este frică acum când pleacă pe undeva, pentru că știe că suntem pe urmele ei, așa mai ales că avem un super... Eu nu am știut, draga mea, eu nu am știut că sunt urmărită, că sunt filmată sau pozată. E adevărat că am contract și când ai contract și vine șoferul și te ia și te aduce șoferul de la Antena, pana mea, uite, s-a întâmplat, dar nu e vina mea. Auzi, Biencuța, da, creveții știi că se desfac foarte greu, te-a ajutat cumva? Deci, draga, am comandat mâncare de la un restaurant pite și erau desfăcut. Bine, Bianca, bine, 1-0. Întrebare. Da. Noi știm și ce muzică ați ascultat, apropo, ați avut auci. Așa și un fundal. Am eu piesele mele așa orientale, mișto. Auci, auci. Dacă vrei, diseară, când voi fi în platou, am să pun piesa pe care am dansat în cameră. Da, n-am auzit foarte bine ce ai spus. Am spus că dacă dorești diseară când voi fi la un platou, am să pun piesa pe care eu am dansat în cameră. Și îți voi arăta cum am dansat. Opa, păi hai, punem noi melodia. Avem și noi o melodie. Ia, și ne spui dacă e asta. Hai, muzica. Nu. Și noi care vreau să-i spunem de astăzi Cristian Aliuță. Nu, draga mea, nu s-a îndrăgostit nimeni, nu se iubește nimeni, nu este vorba de nimic. Suntem prieteni foarte buni, nu se vede. Ia uite, Biencuța, de asta e? Asta e? Nu. Nici nu. Asta. Nici asta. Nu, dar spune-ne fata tu atunci. Nu, vei vedea diseară, nu spun, draga mea. Dar fii atentă, eu te știu pe tine foarte sinceră. Dacă nu existau aceste imagini astăzi pe spanius.ro, să presupunem că paparații noștri nu erau pe fază, cum sunt oricum de fiecare dată, dar să presupunem că era o excepție. Mai continuau întâlnirile între voi și în seara asta sau mâine? Uf,
ca să vezi ce nebună și sinceră sunt, nu te răspund la întrebarea asta, dar răspund ce am făcut azi noapte, unde am plecat și la ce oră. Poți să mai repezi, te rog? Te rog mult, încă o dată, nu te-am da, iubita. Deci, aseară, pe la ora 2, după ce am văzut treburile astea, mi-am luat pe mine pijamaluca de mătase, sutien, așa, pantofii mei, casadei, poșeta, ochelari de soare, fițe, așa frumos. Da. Și a venit după mine un șofer cu cineva și am plecat undeva. Dar stai, nu-i vorba de el, tocmai. M-am distrat până dimineață. Și acum la clinică mă revigorez. Te revigorez. Nu că leșin, nu că n-ai cum, deci n-ai. Da, Micuța, noi spunem mult. Așa, sănătate multe, pentru că ai spus că acum ești la perfuzii, revigorează-te și pregătește-te pentru momentul adevărului diseară la Showbiz Report. Da. Păi, draga mea, momentul adevărului. Adevărul e acolo, e prietenul meu, e amicul meu, îl respect, îmi cer iertare public, oficial, pentru ce s-a întâmplat. Nu e vina mea, mi-am prins o tapă, uite așa, nici. Și nu-i vina mea, îmi pare foarte rău pentru el, pentru familia lui, dar chiar da, păi este foarte bun. Te pupăm, Bianca, și te așteptăm și la noi în platou, cu Gentuța, cu Mia, așa cum ne-am spus. Iubirea mea, valoarea mea crește de la o zi la alta și nu mai vin cu Gentuța și cu Miuța, că stau pe mai mult. Și m-am plictisit de subiectul ăsta, acum fac alte chestii, facem alte chestii, facem alte chestii, content, te pupăm, Bianca. Vă pup și vă iubesc. Îți mulțumim mult, te pupăm cu drag. Intrați chiar acum pe spanius.ro pentru că, da, credeți-ne, da. Iar noi ne pregătim.